Salutare, Alexanilor! Ce mai faceți? Bine ați venit la un nou episod! Astăzi o să ne jucăm un joc. Nu știu cum. L-am văzut la un YouTuber. Și am zis să ne jucăm și noi. Nu știu de ce se aude așa. Oricum, am decis să ne jucăm un joc care o să fie destul de interesant cu SEO-uri. Nu știu de ce tot se aude așa. Ce s-a întâmplat? Nu știu, nu sunt sigur ce s-a întâmplat, dar iar mi s-a bâlbâit jocul. Și da, se cheamă jocul Host Remake Piggy Fan Mades Maps Sewers. Adică cu chapter 5, mie mi se pare destul de tare. Oricum, ce până acum și măcar n-am văzut tot jocul. Dar deja îmi spune că e ceva foarte interesant. Asta o să ne jucăm noi. Jocul ăsta. Nu știu, mă, frate, ce tot se aude așa. Oh, nu, dar nu vreau asta, mă, frate, mă. Și nici măcar nu știu cum să mă întorc. Bun, o să dau reset caracter. Că nu vreau aici. Da, mă dă de la început. Piggy Maps, ce... Piggy Book Maps, nu vreau. Fan-made Maps. O să dau la fan-made. Adică Sewers. O să dau la Sewers. O să iau forfeca. Forfecuța. Forfecuța. Patru, mamă. Ce interesant, adică până acum deja e interesant. Wow, Sewers. Am 65. Bun, mamă, da. Credeți că scăpăm? Are cineva tableta? Păi nu știu. Nu știu, fraților, ce să facem. Băgați odată asta sau... mulțumesc. Dar oricum... Fraților, nu știu, 4, 4, ce explodat și unde a explodat, că nu știu, unde a explodat, aici cred că a explodat sau nu mai știu, dar la câți oameni sunt, vedeți și voi cât sunt, normal că știu ăștia că ăștia au luat, eu doar am asta, dar nu știu unde au pus ăștia și nu-i treaba mea, intrat în școală, în school, în school. Dar aici oricum nu avem ce să facem. Oricum nu avem ce să facem. Avem leather-ul. Am luat eu leather-ul, fraților, dar am și eu întrebări. Leather-ul. Unde-i leather-ul? Unde punem leather-ul? Până acum, stai semnul 4, da, m-am prins, da, unde punem leather-ul? Stai, nu știu unde tu se ducă ea, dar nu pasă. Până am făcut aici, adică îmi pasă, de fapt, că vreau și eu să termin. Da, dacă au avut acolo ranch sau nu știu dacă la era ranch-ul, bun, o să ne zicem și noi acolo când deschid. Dacă deschid vreodată măcar, asta e o întrebare bună. 64, mai avem timp să scăpăm, da? 4. Și 1, 2, că suntem 4, 1. 1, 4. Mamă, dar de unde tu se aude așa? Nu știu să vă zic. Dar e cam ciudat. Oricum, e 0. Ăsta e 0 până acum. 4-4-0. 4-4-0, cred că. 4-4-4. 4-4. Asta de ce nu merge? 0. Da, ăsta era. Zizi. Muri Zizi. Cred că. Metro Under... Station 11. Up
Scăpa metrou, a, nu știu ce a făcut metrou. Avem fire extinguisher-ul. Așa se zice în engleză și mie mi se pare cam ciudat. Stați un pic. Fire extinguisher. Parcă am văzut fire extinguisher că se punea... A, a luat ăsta, fire extinguisher-ul. A luat ăsta, l-am luat și eu. Dar el l-a pus pe... El a pus fire extinguisher-ul. Acum, până acum n-am fost aici. Uitați. Da, a mers. Eu aveam și scrisoarea și trebuie să-i dăm un cherod lui Pony. Și cred că aici e... Asta dacă nu mă... Înșel, oricum avem 64, putem să scăpăm. Mă... Cred că e importantă Purple Key-ul. Și din ce cauză zic asta? Fiindcă... Cum să zic? Zic că e importantă Purple Key-ul. Fiindcă... Practic... Asta nu știu de unde a mai venit și ăsta. Auleu, să avem grijă la meu, gimeau meu. L-au omorâtes. Oh, this a rash. Auleu, rash. Bun. Nu știu dacă sunt de făcut și noi n-am făcut prea multe. Aici au luat trenciul. Asta seamănă cu chapter 5. Bună, Willow. Auleu, auleu, auleu. Auleu, nu ne lasă aici, nu le lasă, nu le lasă. Mai știți că de acolo am început și noi jocul. De acolo ne-am spawnat noi. Ar trebui să le iau pe ăsta după mine. Hai că și acum e și vina mea. Hai, recunoașteți că e vina mea. Că și eu l-am adus pe ăsta la noi. Îmi place cum face asta. Face ca 5 gândaci. Ce găsim în ăsta? Oare ce găsim? Păi da. A luat carrot-ul. Carrot-ul Pony. Iată carrot-ul Pony. Ce-mi place să fac așa? Iată carrot-ul Pony. Iată carrot-ul Pony. Unde ar trebui? Unde era Pony ăla? Acela, adică, nu ăla. Unde era Pony acela? Că nu mai știu. Aici, da. Aici? Parcă nu chiar aici. Nu mai știu. Dar trebuie să știu, că dacă nu mai știu, e o problemă mare. Dacă nu mai știu unde era. Adică nu e o problemă, dar... Mă duc și după ăsta, poate știe el. Dar nu... Pe bune, chiar nu mai știu, dintr-un seu ars așa mare, nu mai știu. Nu știu ce se aude așa, dar... Adică Kitty, da. Adică Felix, da. Nu mai știu unde-i Pony și asta este. A, aici era. A, da. A, am badge-ul. Am terminat, de fapt. Escape from the sewers. Da, am terminat sewers-ul, gata. L-am terminat și gata. Gata, asta e tot. Eu escaped. You escaped. Bună, ponița. Adică pony. Se numim cu mine. Crezi că mai sunt și alte escape-uri? Nu știu. Nu știu să fiu cu voi. Dacă mai sunt și alte escape-uri. Dar oricum. Am zăpăcit-o pe marinarul ăsta. Aoleu. L-am zăpăcit, să ne să mai facem. Oricum. Oleu, acum vine după noi. O să lasă nebuntuie toată viața. Este
sigur. Să că ne dăm... Să că ne dăm respawn. Unde-i Willaus? Să ne dăm... Să ne dăm și nouă jumpscare-uri. Bun. O să ne dăm la început. Deci, de data să ne ducem la chapter 4. Nu. Să ne ducem la... Ăsta, la bot testing zone. Edwin Officer. Cine mai e și Edwin? Willow Grandpa Felix. Edwin Officer. Mă, nu l-am văzut pe ăsta până acum în jocul ăsta. Mamă, deci știi ce mi s-a părut că ăsta e PG Zaffelms? Pe bune, dacă nu-i scria numele, mi s-a părut că ăsta e PG Zaffelms. Știți că seamănă, vedeți? Seamănă cu PG Zaffelms. Și am crezut că e PG Zaffelms. Eu am crezut că e PG Zaffelms. Nu știam că... Că e altul, că e Moș Martin. Oh my god. Mama, am sărit de Edwin. Cum arată și Edwin ăsta? Oh man. Nu văd dacă mă arată. E amuzant. Stai, dacă... Ce ziceți? Ne ducem de data asta la house? La... La casa asta? Mamă, cum arată? Ce, mă? Dar asta nu mai e casă, mă. Asta nu mai e casa din Moș Martinez. Asta nu mai e casa lui Piggy. Asta e casa lui... Nu știți cine? Casa lui necunoscut. Adică deja nu mai e... Nu mai e casa pe care o cunoșteam. Noi diziceam. Oricum, unde e escape-ul? Unde e escape-ul în casa asta? Că nu știu. Unde e escape-ul? Unde e escape-ul sau unde îl primești? Nu știu, nu știu. Stați. Așa arată casa. Unde ar trebui să fie escape-ul? Găsim vreo ușă, ceva sau... Prin casa asta unde ar putea să fie escape. Escape-ul. Nu știu, nu știu unde ar putea să... Nu știu unde ar putea să fie escape-ul. O să-i dăm și noi pe mut, fiindcă se auzea prea rău și nu-mi plăcea. Da, poate... Poate o fi afară aici, poate o fi la intrare aici. O fi vreun escape? Mie nu mi-arată că e vreun escape. Dar totuși, căutăm și în toată casa, că doar nu e foarte mare, cât de mare poate să fie. Aici e televizorul. Deci doi, aici afară nu era niciun escape. Da, până acum nu am găsit niciun escape, ca să zic așa. Poate e de desubt la subsol? Nu cred. Mai avem asta. Asta de scos. Stad. Asta, aici nu-i niciun escape. Unde ne-ar părea nouă sau unde ar fi cineva? Până acum, acolo mai avem doar aia de descuia sau cred că doar aceea. Nu sunt singur. Bam, bum, bum, bambi, 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 lambe, bambi, bambi, bambi. Poate putem în baie să scăpăm? Nu știu. Poate putem la etaj, credeți? Sau în camera aia? În camera asta nu putem. Da, nu știu unde ar putea să scăpăm. Ultima încercare a noastră de scăpare, adică ultima, nu știu unde ne putem duce ca să scăpăm, ar fi la etaj. Dar nu știu dacă putem să scăpăm la etaj. Dacă e ceva de scăpat la etaj. Nu e, măi, la etaj. Înseamnă că e afară, dar nu ne-a dat nouă badge-ul sau... Să ne-a dat badge-ul la început, ce nu l-am văzut noi sau... Nu știu. Nu sunt sigur, nu sunt. Dar nu cred că nici afară n-ar fi aici un ending, dar... E, mai stau aici și poate găsesc vreun ending sau ceva. Nu știu. Nu știu, mă, mai uite eu, deci...
nu uitați să dați like și să vă abonați! Pa!